Bun găsit! Sunteți la Focus în prima linie, o nouă ediție dedicată războiului declanșat de Rusia. Are șanse Ucraina să adere rapid la Uniunea Europeană sau sunt doar vorbe în vânt? Va ajunge Vladimir Putin să fie judecat pentru crime de război? Ne răspunde europarlamentarul USR, Dacian Cioloș. Domnule Cioloș, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! La această oră au loc noi negocieri de pace între Ucraina și Rusia. Credeți că este doar o cacealma sau într-adevăr Vladimir Putin e dispus să facă un pas în spate? Nu știu dacă va face un pas în spate, dar cred că se simte încolțit după ce a văzut rezistența care au opus-o ucrainienii, foarte hotărâți, foarte motivați, și pot să vă confirm lucrul acesta. Am avut zilele acestea contacte cu membri ai guvernului din Ucraina. Și oamenii sunt foarte hotărâți acolo și în cazul acesta probabil că Putin își face calculele, însă din păcate îi vedem și reacțiile și ați văzut și discuții pe care le-a avut astăzi cu președintele Macron, care din păcate nu ne lasă foarte optimiști în ceea ce privește capacitatea lui de a lua în considerare o realitate de pe teren, și anume că armata rusă pare blocată, opune oricum, Ucraina opune o rezistență mult mai mare, cred, decât ceea ce s-așteptau ei, chiar dacă, evident, superioritatea armatei ruse din punct de vedere al dotării și numeric e clară față de Ucraina. Însă lucrurile, în mod clar, cred acum pentru toată lumea, nu stau așa cum și-a făcut calculele Putin atunci când a început acest conflict. Deci dați vreo șansă Ucrainei să câștige acest război în final? E greu de spus în acest moment. E greu de spus pentru că nu știm care sunt exact planurile lui Putin, sau mă rog, știm ce vrea să obțină. Dar, știți exact ce vrea să obțină? Dar toată Ucraina sau și mai mult de atât? Păi am văzut clar din declarațiile lui. Înțeleg că chiar și acum, în acest moment face declarații în care repetă același lucru. Neonaziștii de la vrea Kiev. Vrea să vadă, în primul rând, acest guvern care e legitim la conducerea Ucrainei, să-l vadă plecat, să aibă acolo un guvern, o conducere marionetă și, practic, să neutralizeze Ucraina, să neutralizeze un popor. Am impresia că pentru Putin, țările astea care sunt în jurul Rusiei sunt niște pioni pe care el are intenția să le mute pe tabla de șah după cum îi convine lui și după viziunea pe care o are el asupra organizării lumii. Credeți că următorul pion pe această tablă de șah va fi Republica Moldova? Republica Moldova este puternic expusă, în mod foarte clar, nu doar prin numărul refugiaților care intră în Republica Moldova, dar e Transnistria acolo, există trupe rusești acolo, armata rusă în Ucraina e foarte aproape de Republica Moldova, deci da, Republica Moldova e foarte expusă în momentul de față. Am văzut în aceste zile o imagine simbol. Ieri, președintele Zelenski care semna cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Explicați-ne, vă rog, care ar fi pașii procedurali, dar pe înțelesul tuturor. Vreau să vă spun în primul rând că într-adevăr există un entuziasm în momentul de față și în mediul politic din Uniunea Europeană vis-a-vis de Ucraina, de felul cum ucrainenii rezistă. Asta la Bruxelles, spuneți de unde la abia ați venit. Și cred și în capitale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Ați văzut reacțiile. Dacă la început a fost o anumită rezervă, după cele câteva zile în care Ucraina a rezistat în fața tancurilor rusești, au venit ajutoarele, inclusiv ajutoare militare, au venit acele decizii la care nici nu ne puteam gândi în urmă cu câteva săptămâni de sancțiuni foarte dure împotriva Rusiei. Și deci asta arată că există un entuziasm acum și o deschidere și vis-a-vis de aspirațiile europene și de stat membru al Uniunii Europene din partea Ucrainei. Mai departe. E posibil ca după ce, deci nu văd cum ar putea să se întâmple niște lucruri formale atâta vreme cât încă avem acest conflict. Deci e nevoie de încheierea războiului ca să discutăm serios de aderarea Ucrainei la UE. Eu așa cred că după ce se va încheia acest conflict, există această perspectivă de a începe negocierile de
aderare cu Ucraina și sper eu și cu Republica Moldova. Și Republica Moldova a depus chiar astăzi, a anunțat președintele Maia Sandu că a semnat la rândul său această solicitare de aderare la UE. Da, mă bucur că a făcut acest lucru, am încurajat-o și eu și i-am încurajat pe prietenii noștri și frații noștri din Republica Moldova să facă și acest pas, pentru că eu nu văd cum ar putea Ucraina să intre în Uniunea Europeană fără Republica Moldova din mai multe puncte de vedere. Deci există o perspectivă clară, însă din momentul începerii negocierii de aderare și până la semnarea tratatului, o să treacă o anumită perioadă. O să treacă câțiva ani. Nu văd cum în câteva luni s-ar putea rezolva probleme care trebuie să rezolvate, nu, eu știu, doar pentru a bifa niște căsuțe, ci pentru că țările respective au nevoie de niște reforme, vor avea nevoie de o reconstrucție acum și mai ales Ucraina, ca să facă față pe piața comună europeană și cu tot ce presupune funcționarea Uniunii Europene. Însă, lucru bun este că anul trecut au fost revizuite condițiile de negociere cu țările candidate pentru aderare la Uniunea Europeană și după ce încep formal negocierile de aderare. Pentru asta, apropo, va trebui unanimitate, adică toate statele membre trebuie să fie de acord cu începerea negocierilor, dar după ce încep negocierile, pe măsură ce țările candidate progresează pe fiecare capitol de negociere, ele vor putea integra încet, încet, chiar și înainte de semnarea tratatului, anumite politici europene. Vor putea primi bani beneficia europeni de politica de coeziune, de politica agricolă comună, de politica de cercetare, de educație și așa mai departe. Deci, ca să concluzionăm, mai întâi trebuie să se încheie războiul, ca apoi să urmeze acest proces de negociere pentru aderarea la UE, ca mai apoi, într-un pas ulterior și mult mai aproape de aderare, toate aceste state care astăzi își doresc să facă parte din UE să primească fonduri europene sau să fie parte a corpului european. Sigur, și în cele din urmă să semneze tratatul și să fie parte a întregului proces decizional european, adică membrii ai Consiliului European și Uniunii Europene, membrii ai Parlamentului European, să aibă reprezentanți în Comisia Europeană, dar evident, până atunci, până când aceste țări vor semna tratatul de aderare, foarte probabil vom avea și reforme interne în Uniunea Europeană. Știți de Conferința pentru Viitorul Europei și cu atât mai mult, acum acest conflict cu Rusia care afectează direct și Uniunea Europeană, sunt convins că va accelera și anumite reforme interne ale Uniunii Europene pentru a da posibilitatea structurilor europene să ia decizii mai rapide, să stabilească prioritățile mai bine și mai rapid și să poată să integreze în modul de funcționare mai mult realism și mai puțin politicianism decât până acum. Domnule Cioloș, ați pronunțat adineauri un cuvânt sensibil, unanimitate. Știm, țările Uniunii Europene așa iau decizii în unanimitate în interiorul Uniunii Europene, însă vedem în aceste zile o țară care face notă discordantă, Ungaria lui Viktor Orban. Deci aș crede eu că în momentul în care Ucraina va face pași concreți către aderarea la UE, Ungaria nu se va opune. Bun, acum, în primul rând, în Ungaria vor avea loc alegeri în săptămânile următoare. În aprilie, da. Vom vedea dacă vorbim în continuare tot de Viktor Orban sau vom avea și acolo o schimbare pe care eu mi-o doresc. Îmi doresc să-i văd pe colegii mei din familia politică Renew că sunt în structura de guvernare a Ungariei. Dar, dincolo de aceste lucruri, Ungaria are frontieră directă cu Ucraina. Eu cred că orice stat european își dorește să aibă vecinii pe care are să-i aibă în Uniunea. Vedem că Ungaria aseară s-a opus în primă fază să primească refugiați. Da, Ungaria nu s-a opus. Acum nu vreau eu să explic numele guvernului ungar, dar ei au spus, de la început, nu s-au opus să primească refugiați, ci au pus anumite condiții. Exact. Puteau trece doar acei cu pașaport biometric. Pașaportul biometric, la care până la urmă au renunțat. Sper să avem o decizie cât mai rapid. Am avut ieri un schimb de mesaje cu comisara Johansson, care a fost și în România astăzi, vicepreședintele Schinas al Comisiei Europene, el la Budapesta.
Sper să avem cât mai rapid în Consiliul JAI, Justiția și Afaceri Interne, o decizie pentru activarea unui mecanism la nivel european de protecție temporară pentru refugiați. Reglementările europene prevăd acest lucru ca în caz de conflict armat, cum e cazul acum cu Ucraina, cetățenii țării respective care se află în conflict și care intră sub protecția Uniunii Europene să poată să intre pe teritoriul Uniunii Europene liber și să poată să călătorească în orice stat membru fără alte formalități pe durata în care acest mecanism de protecție temporară este activat. Am cerut activarea lui. Comisia Europeană a făcut solicitarea formală în Consiliu. A avut loc astăzi o primă discuție între ministrii de interne ai statelor membre și sper ca în câteva zile, maxim o săptămână, să avem o decizie. Domnule Cioloș, dacă ați fi în locul președintelui Zelenski, ați renunța la regiunea Donbas și la Crimea în schimbul integrității teritoriale a restului Ucrainei și a aderării țării la Uniunea Europeană? Eu cred că pentru orice președinte al unui stat care a fost ales de un stat integru, pentru orice președinte e greu să ia o decizie să renunțe la o parte a teritoriului țării care i-a fost dată în responsabilitate în momentul în care a primit votul cetățenilor. Sigur, dar aici vorbim despre o regiune anexată aici deja și de încă de una război, aproape anexată. Vorbim de un război care face victime în rândul cetățenilor, în rândul civililor, deci în rândul acelor oameni care l-au votat și pe președintele Zelenski. Și evident sunt convins președintele Zelenski va lua deciziile pe care împreună cu ceilalți care conduc Ucraina vor considera că sunt cele mai bune pentru Ucraina în condițiile date, condiții pe care el le cunoaște mai bine decât oricine. Ar fi un compromis rezonabil acesta din perspectiva Uniunii Europene? Dați-mi voie să nu comentez acest lucru. Suntem în secolul 21, când orice anexare a teritoriilor unui stat suveran de către un alt stat n-ar trebui să fie pus pe masă. Dar încă o dată suntem în situație de război cu un președinte al Rusiei care pare că și-a pierdut uzul rațiunii și dau seama că pentru președintele Zelenski lucrul cel mai important este să găsească modalitatea prin care să oprească acest conflict și să evite, cel puțin de acum înainte, pierderea de vieți umane. Domnule Cioloș, vedem că în aceste zile unul dintre liderii europeni care poartă discuții zilnice sau chiar săptămânale cu Vladimir Putin este președintele Franței Emmanuel Macron, un președinte, un politician cu care dumneavoastră ați lucrat, aveți o relație, aș spune, apropiată. Ați mai comunicat cu Emmanuel Macron zilele acestea? Da, știți detalii sigur, de la aceste negocieri? Sigur, ai. Acum nu o să intru în detalii și nu eu trebuie să dau astfel de detalii, dar evident am fost în contact și cu el și cu alți membri ai guvernului din Franța și din alte state membre, mai ales dintre cele care fac parte din familia politică Renew, din care fac și eu parte. Așteptările sunt pesimiste și dinspre Franța și dinspre oamenii cu care discutați? Ați văzut declarațiile lui publice. Eu mă bucur că există un contact, că există în continuare contacte diplomatice cu Rusia. Cred că mai grav ar fi dacă n-ar mai exista astfel de discuții deschise și sincere, chiar dacă pozițiile în discuții nu sunt aliniate și președintele Macron și alți lideri de state europene, ați văzut și cancelarul Scholz, chiar dacă au contacte cu Vladimir Putin, își exprimă public foarte clar poziția politică pe care au, dar e foarte important să existe aceste contacte, ați văzut inclusiv pentru Ucraina și pentru guvernul ucrainean e important să existe aceste contacte și mi se pare cumva firesc președintele Macron să aibă aceste contacte. Franța deține președinția semestrială a Uniunii Europene în momentul de față. Partidul președintelui Zelenski a solicitat de curând aderarea la familia politică Renew, deci există și astfel de legături politice. Ieri am avut grupul Renew o discuție
pe Zoom cu o vicepremieră din guvernul Ucrainei, ca să avem informații directe de acolo. Deci, astfel de contacte politice există și vor exista și în continuare. Am văzut zilele acestea cum mulți oligarhi ruși au fost deposedați de iahturi. Iahturi de miliarde, de sute de milioane de euro. N-ar fi trebuit totuși ca aceste sancțiuni dure împotriva Rusiei și ale oligarhilor ruși să fie luate după anexarea Crimeei? Multe lucruri ar fi trebuit să fie făcute până acum, inclusiv de Uniunea Europeană. Și am spus și eu lucrul acesta. Uniunea Europeană, din păcate, în ultimii ani, în mai multe momente cheie, și-a arătat slaba capacitate de a lua decizii rapide și ferme. Și a costat-o asta. A costat-o foarte mult, inclusiv în relația cu Rusia. Însă vedem că sub presiunea unor crize și aș semnala faptul că încă din perioada pandemiei, deci din 2020, practic, din primăvara, vara lui 2020, ceva s-a schimbat în percepția politică în interiorul Uniunii Europene. Cred că tot mai mulți lideri politici au realizat că Uniunea Europeană este o speranță pentru multă lume, nu doar pentru state membre, și că dacă nu arată curaj și determinare în a lua decizii rapide și ferme, nu va fi în măsură să răspundă așteptărilor oamenilor, nu doar Uniunea Europeană, dar și cei care cred în valorile pe care Uniunea Europeană le reprezintă. Și din perioada pandemiei încoace, vedem lideri politici care ezitau până acum în a-și asuma anumite responsabilități pentru că aveau diferite interese specifice în țările lor, că își asumă decizii comune, decizii europene tot mai mult și tot mai rapid. Deci da, ar fi trebuit să fi fost luate decizii înainte. Știam de atunci că sunt mai multe state membre care riscă să fie afectate de astfel de decizii și acum vor fi afectate economic, dar își asumă aceste decizii și vor mai fi decizii de luat în continuare. Uniunea Europeană trebuie să-și asigure autonomia energetică cât mai repede. E cam greu. E dependentă de, în proporție de 50% sau 55% de gazul rusesc. Se poate schimba foarte greu acest procent peste noapte. E greu, dar nu e imposibil. Lucrurile au avansat în ultima perioadă, inclusiv discuțiile acestea cu creșterea capacității de producție a energiei regenerabile, care face parte din Green Deal, merge în această direcție. Însă, în mod clar, pentru perioada imediat următoare, va trebui să revedem și anumite elemente din Green Deal, din punctul meu de vedere, și alte decizii care au fost luate până acum și să le adaptăm la condițiile actuale. Economia europeană, industria unor state membre va trebui să fie în măsură să facă față acestor schimbări pe care va trebui să le înregistrăm. Vedeți că vorbim deja de 2 ani de zile de autonomie strategică a Uniunii Europene, încă de pe perioada pandemiei, cu atât mai mult o astfel de direcție pe care o ia Uniunea Europeană pare acum una bine aleasă. Vor fi excepții de la aceste sancțiuni foarte dure din punct de vedere financiar, pentru că deja se vehiculează pe surse anumite firme, companii mari din Rusia care ar putea fi exceptate de la regulă. Vorbesc aici direct de Gazprom, spre exemplu. Aici vom vedea care sunt deciziile argumentate. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să fie nicio excepție, dar încă o dată trebuie să ne asigurăm că nu blocăm complet economia europeană. Trebuie să blocăm, să afectăm cât mai mult economia din Rusia ca să-l determinăm pe Putin să dea înapoi, dar trebuie ca Uniunea Europeană să rămână în continuare funcțională. V-am spus că am solicitat în urmă cu câteva săptămâni Comisiei Europene să prezinte un plan contingent, un plan de tranziție în cazul în care Rusia va bloca livrarea de gaz, pentru că aici nu e vorba doar de Uniunea Europeană care să ia, eu știu, o decizie care vizează sau nu Gazpromul. E foarte probabil ca în perioada imediat următoare să decide Rusia, să decide Gazpromul, că închide complet robinetele. Veșnicul șantaj. Și atunci Uniunea Europeană nu trebuie să depindă de asta. Deci trebuie să aibă soluții alternative și președinta Comisiei Europene, von der Leyen, a spus zilele trecute că există un astfel de plan contingent.
Domnule Cioloș, ministrul de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, spune că Rusia, citez, va merge până la capăt în acest război. Ce poate fi acest până la capăt? Război nuclear? Eu sper să nu ajungem acolo. Nu vă pot spune ce are în minte încă o dată Putin și ce au în minte ruși în momentul de față. Însă, după cum s-au comportat până acum, evident că ne putem aștepta la orice. Și de asta e important să avem poziții ferme pentru ca Putin să fie determinat să nu meargă până la punctul la care, aici nu mai e vorba că pierde Ucraina sau că pierde Uniunea Europeană, pierde toată lumea. Pierde toată lumea și inclusiv Rusia. Vedem bombardamente asupra unor școli, spitale, grădinițe, mii de civili sunt deja victime ale acestui război. Nu e mai mult decât un război? Nu e de fapt un act terorist? Un război e și un act terorist în sine, pentru că atunci când ataci o țară suverană fără ca țara respectivă să fi făcut ceva, când ataci civili pe care îi pui pe drumuri, ceea ce vedem la frontierele României e inimaginabil, e inuman în primul rând. Și eu mă bucur să văd că societatea civilă din România își dă încă o dată un test de maturitate și arată că e gata să-și asume o responsabilitate colectivă atunci când e vorba de a arăta umanism. Dar de autoritățile române sunteți mulțumit? De cum au reacționat în această criză? Autoritățile române, la început, în ciuda declarațiilor pe care le-au făcut, au arătat ezitare și au arătat că au fost un pic destabilizate de ceea ce s-a întâmplat. Și știți, suntem cumva obișnuiți cu asta. Tot spunem la începutul fiecărei iern că suntem gata și când vine prima nisoare ne prinde nepregătiți. Însă lucrurile s-au redresat după câteva zile și, din fericire, onoarea României și imaginea României a fost salvată de cetățenii ei care s-au mobilizat exemplar și cred că e important să înțelegem că va fi nevoie de această mobilizare nu doar așa pe un moment emoțional de câteva zile, de o săptămână, două, mă tem că va fi nevoie de această mobilizare pentru o perioadă un pic mai lungă, pentru câteva luni, poate chiar mai mult de un an. Domnule Cioloș, ultima întrebare. Aveți încredere în armata română? Am văzut ieri, din păcate, și-au pierdut viața 8 militari români pe timp de pace, în niște coșciuge zburătoare. Gândiți-vă că militarii români sunt sub tensiune și sunt în stare de alertă de câteva săptămâni, probabil de câteva luni, pentru că informații cu ceea ce se pregătește existau deja. Deci îmi imaginez că e o presiune psihologică asupra militarilor români deja de ceva vreme. În aceste condiții, dacă luăm în considerare și dotarea, dacă luăm în considerare și condițiile climatice, vremea acum în plină iarnă... Deci credeți că a fost un accident, de fapt? A fost un accident și, dincolo de dotarea pe care o avem și care trebuie îmbunătățită, cred că e foarte important să înțelegem ce presiune apasă pe umerii militarilor români, care chiar dacă au mai fost unii dintre ei în teatre de operații în afară, e altceva când presiunea e mare când e vorba să-ți aperi țara. Domnule Cioloș, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru răspunsuri. Mulțumesc. Am ajuns la final. De la ora 23, Ioana Maria Moldovan va aduce noi informații despre războiul din Ucraina. Noi ne revedem mâine seară. Sunt Sebastian Zacman, rămâneți pe Prima TV.